Zi în România se nasc peste 25 de copii cu malformații congenitale. Unele, cum este sindromul Down, pot fi depistate încă dinainte de naștere printr-o analiză numită amniocenteză. O investigație scumpă de care multe femei se tem pentru că implică riscuri. Acum medicii de la noi pot face și un alt fel de test foarte răspândit în Uniunea Europeană. Mirela Popa are 36 de ani și este gravidă în luna a treia. Știe că la vârsta ei riscul ca fătul să aibă sindromul Down este mare. Pentru a fi sigură însă, trebuie să facă o amniocenteză, adică o puncție în abdomen prin care se extrage lichidul amniotic. Un fel de puncție din lichidul amniotic și cred că este mai invazivă, însă eu prefer să nu ajung acolo. Multe femei se tem de amniocenteză pentru că există șanse, e drept, mici, ca investigația să provoace un avort. În plus, vorbim despre o analiză scumpă care poate costa între 600 și 2000 de lei. Pentru gravide există acum o alternativă, un test screening prin care poate fi detectat riscul ca fătul să dezvolte sindromul Down. Un test foarte răspândit în Uniunea Europeană și introdus recent și la noi într-o clinică privată. Medicul meu, ginecolog, mi-a recomandat să fac acest test înainte de a face o amniocenteză. Testul constă într-o analiză de sânge și o ecografie. Medicul va evalua anumite structuri anatomice fetale și anumite fluxuri de sânge de la nivelul inimii sau abdomenului fetal și obține în maxim 24 de ore riscul de anomalie cromozomială. Un test complet costă 700 de lei și, în funcție de rezultatul lui, multe femei vor fi scutite de amniocenteză. Are o rată de detecție foarte ridicată, de 97%, cu o rată de rezultate fals pozitive de numai 3%. În România, la fiecare 700 de copii, unul se naște cu sindromul Down, iar gravidele cu vârsta peste 35 de ani, în cazul cărora riscul este crescut, reprezintă o cincime din totalul femeilor însărcinate. Gracias.